atunci va apare cineva și va valorifica. De ce să fie întârziat? Asta e că de ce să fie întârziat? Când noi putem... pierdem întârziat, da. Noi pierdem. Da, da, este o pierdere a noastră. Și dacă, uite, fă experimentul ăsta. Nu promiți? Da, promit. Deduci la PSD, PNL, PD, oricare ar fi el. Eu, de acolo vin. Vă dau filmul ăsta. Uitați-vă. Voi, europarlamentare care vă duceți acolo, omul nu a spus că partidul cu tare sau partidul cu tare. Oricine ar fi parlamentare să poată povesti așa ceva. Oamenii așteaptă lucruri concrete, nu așteaptă numai povești și jurături. Vedeți aici... Eu o fac să știți. O faci? Da, bineînțeles. Știți că sunt hotărât. Doar da. Aveți dovada. Da, într-adevăr. Așa. Într-adevăr. Și o poți face și cu băiatul tău. Cu amândoi. Cu amândoi. Așa. Luați de mână. Noi, da. El că făcuși, învățat la, după prof online, exact. E așa, câți mai sunt, știi, la prof online când intri acolo, apar și comentariile. Ei bine, la comentariile acelea vei vedea reacții a unora dintre cei care, impresionați în mod deosebit, au scris și ceva în legătură cu bucuria aceea de a da peste mine. Tu spui concret, n-au scris copiii mei, dar uitați și să scrii și pe aici ce, câte mesaje, câte bucurie s-a declanșat. Iar pe viu, eu sunt cu cei doi copii ai mei care au reușit cu profunul. Exact. Nu? Așa, le poți spune în direct. Ai două bastoane puternice. Și dacă faci acest lucru, spun, faci pentru bunul Dumnezeu o mare lucrare, o mare lucrare ca pe cei care nu au ajuns, dacă se va descoperi unul, și trebuie să descoperi unul. Câți parlamentari sunt și eu, oameni, au și copii, au nepoți, au fiecare acolo. Numai că nu le-a trezit nimeni interesul. Nu le-a deschis ochii că ce șanse au pentru a putea vorbi de chestia asta. Și știi cum? Cu cât ori vorbi mai interesant, eu pot să-și ia informația de acolo. Să vadă concret ce anume se poate face în cele două direcții. Dar filmulețul ăsta poate le stârnește curiozitatea și îi putem trimite să-și ia informații că acolo sunt... Știi câte filme sunt făcute pe total? 4.300 de filme. 4.300 de filme, câte două ore, înseamnă 10.000 de ore aproape de... Nu 10%, 10%. Nu, no, e mult, e enorm de mult. Enorm de mult. Foarte mult. Da. Dar asta înseamnă că ei pot, nu s-or duce cu toții spre o singură informație. Au șanse fiecare să vină cu câte ceva în legătură cu aceste două proiecte. Și ei au șansa de a vorbi fiecare altceva decât unul față de celălalt. Și atunci șorul, de fapt, este beneficiu poporului acesta. În final, nu? Vor vorbi concret despre felul în care trebuie făcută treaba. Și este un model. Așa se poate începe și la România, așa se poate începe și la toate celelalte obiecte. Iar în perspectiva care a spus-o doamna Andronescu, cu care eu m-am găsit vreo 7 ori. Deci m-am găsit și cu Dumnezeu. Din 2003, prima dată. Doamne, mi-amintesc cum, de fapt, eu am umblat de unul singur, dar știi că nu te ia nimeni în seamă. Tu ai puterea mult mai mare a ta și mai găsești. Hai, vezi. Dacă creăm o reacție în lanț. Asta trebuie. Filmulețul ăsta te ajută pe tine foarte tare. Tu mai ai o cumnată, o rudă, o vecină, nu știu ce, și dacă te poți să duci și pe acela care, cărui copil învață de acolo, învățat la prof online, deci să faceți, știți, forța grupului este altceva decât... Eu am ajuns, să spuneam, la Băsescu am ajuns. Uite la Băsescu la mine ca și cum... ce treabă am eu cu... Acum copiii au crescut și al nepoții lui Băsescu. Sunt aproape de școală, așa. Au să aibă nevoie de prof online acolo, să ducă. Da. Generația de-a rândul. Deci generații de-a rândul au șansa asta. Da. Că nu-l văd eu că bunic să se apuce de matematică, știi? Da. Eu am fost, el a făcut liceu aici în Bacău. Și eu am fost foarte tare încântat de ideea că el făcând liceu aici la Bacău, voi avea, el e mai mare ca un mine cu un an. Eu am făcut la Podul Turcu liceul, cel mai slab liceu din județ, dar
mă rog, acolo am evoluat eu așa cum a dat Dumnezeu și am atras atenția pe urmă prin tot ce a trebuit să fac și am făcut. Și am dus și am zis așa, că el va avea o sensibilitate față de faptul că o făcut ce eu la Bacău. Dar n-a fost așa. Din păcate n-a fost așa. Alte sunt interesele, nu știu. Nu se înțelege că fără școală, Traian, fără școală nu facem nimic. Uite, avem nevoie de calificări la nivelul cel mai înalt. La Brașov se fac avioane, elicopterele acelea, nu știu unde. Colaborare cu francezi, da, Airbus. Ei, acolo se cere ce? Calitate. Se cere matematică, că nu... Mergeam într-un Boeing din state când veneam de la copii. Dragilor, cei care ați văzut știu, am copii la Microsoft, la Bill Gates acasă, lucrează în companie. Acum, în momentul de față, sunt în managementul companiei. Fiecare, mă rog, are echipă la rândul său și fiică-mea și genul meu. Știi, creierile, asta facem. Am ajuns, mă rog, la un moment dat, genul meu a fost, era orfan, da? Deci în clasa a 8-a, tatălui murise, era cel mai mare dintre trei copii. N-am știut asta, mai târziu am aflat. Eu am preluat, am avut o idee trăsnită, aceea de a mă duce și pe la toate școlile, am bătut la ușă și am spus, voi cu copiii care sunteți clasa 8-a, în toamnă, haideți să facem pregătire la matematică. Gratuit. Sigur că colegii mei s-au supărat, erau cărâmida în mână după colțul străie, băi, mi-au luat meditații, nu știu ce, nu știu cum. Eu aveam pe fiică mea în clasa 8-a și m-am gândit, băi, tot fac pregătire cu fiică mea. Hai să fac și pentru toți ceilalți, moineștenii mei. Și am făcut acest lucru și printre cei mici, s-a, așa, un copil slăbuț, așa, micuț, din fugă trece peste el. O părut și el la școală acolo, la clasele celea. Dar cu un potențial extraordinar, încât în primăvară, îi spun lui fiică mea, băi, vezi pe băiețelul ăsta? Ăsta te ajunge și te șindă. Și fiică mea a luat în locul tăi pizza la matematică, în clasa 6. Deci în clasa 6, m-am dus la școală generală, știi de ce m-am dus și am predat la școală generală? Eu nu predasem pe altceva. Am predat pentru că acasă nu avem timp niciodată să stau și eu de vorb cu copiii mei. Și atunci am zis, bă, trebuie să mă duc acolo, stau măcar să zic, văd și eu fața mea acolo. Așa, mă duc și am predat acolo. Așa, și m-am luat locul tăi cu fiică mea pe țară la clasa a 6-a era. Și atunci am zis, ce fac cu fiică mea asta? Unde o să o dau? Pe mâna cui? Și am făcut chestia asta. Am dat drum la clasă de acolo. Ușor, ușor, mă rog, o frumusețe, nu mai pot, vedeți pe filmele pe acolo, el mi-a devenit generul meu de mai târziu. Da. Deci mi-a crescut generul de clasa 8-a. Este superbă chestia, un spectacol. Ei bine, așa s-a întâmplat. Acum, imediat cum a terminat facultatea la Iași, au fost, uitați ăștia, că sunt vânători de creieri, asta fac. Au văzut ce CV-ul aveau și au venit interviu și i-au luat în stat la Microsoft, la companie, direct. În ritmul de acolo, da? Acolo sunt la el, la acasă. Și la vremea asta, nu? Au fiecare echipă. El lucrează acum într-o echipă integrată de cercetare, chestii, nu știu ce, un produs super, nu? Știu, nu povestești secretul acesta dintre companii, este deosebit. Cine ajunge rapid cu produsul pe piață, nu? Da. E problema lor. Pe scurt, înseamnă așa. Eu nu am decât o dovadă, tot ce am creat, a calității și a valorii informației pe care am produs-o de-a lungul timpului și materializată prin copiii aceștia care au reușit la companii foarte mari, conduc companii unii dintre ei. Olimpicii mei, așa care am avut, de la liceul de petrol din Moinești. Deci, nu... Eu liceul, produsul liceului Podul Turcului, de aici undeva. Dar ce înseamnă? Dacă ți-e drag să muncești, nu muncești cu gândul să fii remunerat. Chiar dacă pierzi, cum am pierdut eu, în 10 ani de activitate. Păi ce înseamnă? În loc să mă fi valorificat la potențialul acela maxim care îl aveam, să fi
pus la dispoziție, televiziuni, tot ce vroiam eu, că așa este. Băi, fraților, nu prin efortul meu propriu să mă ajut, să mă fie ajutat concret. Să fac lecția din clasă, să fi transmis lecția naturală din clasă. Uită-te la lecția 125 din Stiva, 1814, să dacă. La lecția 125, dacă o să te uiți, am fost invitat la un moment dat într-o clasă, la două clase, o clasă de a patra și o clasă de a opta. Deci, vorbim ca profesioniști. Ce aveam eu? Învățătoarea care, cu 4 ani în urmă, scosese generația, de la clasa 8-a. Ei bine, acolo fac colecții. Am coborât din mașină și am intrat în clasa respectivă, fără să cunosc copii, fără nimic. Și am făcut o lecție pe care o pot vedea toți ceilalți, urmărind eu pe fiecare copil cum se lipește de mine, cât de aproape este imediat. Asta este esențial, să-ți ții copilul aproape, să-l vezi cum și el participă, să-i dai sentimentul că poate. Și asta este fantastic, el să aibă curajul să îndrăznească în fața unei probleme, că de fiecare dată se spune, eu nu mă pricep. Da. Da? El se instalează cu nu mă pricep. Da, am pățit treaba asta de foarte multe ori cu cei din clasa a 5-a. Nu, eu nu știu să desenez. Și veneau cu teme desenate de părinți. Și eu ziceam, da, bine, cine a desenat-o? Mama sau tata? Mai că nu știu că... Măi, zi cine a desenat-o, mama sau tata? Păi mama, bine, uite, ai un 10 pentru mama, scrieam cu roșu. Și ție spun un. Tu, data viitoare, vii cu o temă, o lucrare făcută de tine, dar numai de mânuța ta, așa strâmbă cum ea, cum este, așa mie, așa îmi place. Și venea și mai adăugam un 0. Așa, așa, da. Și gata. Și da. S-a rezolvat toată problema. Din momentul ăla nu ei, mai aveau treabă cu părinții. Este gaf pe copil. Da. Ai apropo de aproape de desert. Băiatul meu era antitalent la desert. Și lunea avea desert. Eu știam că pentru a doua zi, la desert, el rupea un bloc, un caiet de special era pentru așa, desert, da? Un caiet special. Niște blocuri mici. Așa. Și știam că rupe acolo, plângea, se chinuia, strudea, dar zice, băi, e treaba ta, cu desenul tău te dușea, nu e treaba mea, eu vrei să-ți fac eu, că eu sunt mai prost ca al tău, nu știu eu. Dom'le, și într-una din zile, trebuie să spun pe alta, apropo de chestia asta, într-una din zile, nici n-am apucat eu să mă duc în dormitor, să citesc ceva, să nu știa vreme de gând, că el vine repede, tata, gata, am terminat desenul. Cum o să faci desenul, cu care desen? Mi-a arătat repede, ce e asta, mă, ce e asta? Era o linie curbă, așa, albastru aici și niște dreptunghiuri în partea cealaltă. Linia aceea curbă, albastru, așa, într-o parte și în cealaltă niște dreptunghiuri. Ce e asta, mă? Păi ce e asta, că mă zic, spune-mi ce? Aspectul la mare, tată. Eu, aspectul la mare, mă, cum asta? Nu înțeleg nimic, da. Nu înțeleg nimic, da. Păi, Cristi, dar nu, tu ai fost la mare, tată, nu a fost, era pe clasa a treia, așa. Ai fost la mare, fiind exact ce spun. Tată, dar e așa, tată, uite, curba asta e malul mării. Așa e marea, că e albastru, tată, și dreptunghiile, sprosoape, tată. Dar unii sunt oamenii, mă, la masă. La masă. Logica lui. Dom'le, logica lui. A spus, du-te afară, că e perfect, cel mai bun desert, mă. Da, da. Cel mai bun desert. Aspectele la mare. Deci au prins-o un moment, că toată ne-am plecat. Bine, eu asta le vreau. Asta, așa, ideile. E superbă, superbă, superbă. Da? E normal. Râzi cu lacrimi. Păi, da, bine. Nu, și a făcut, dar a câștigat rapid, a plecat afară, s-a terminat toată povestea. Așa, da. Așa, da. Ce frumos este să lași pe copil să reacționeze el. Naturalețea lui, ideea lui este superbă, trebuie respectată. Știi? Bucură-te de inițiativele acestea. Bucură-te că atunci îl încurajezi. Școala de, sau toate lecțiile mele au în vedere această formă. Când lucram cu copiii la olimpicii mei. Dom'le, le spuneam un lucru. Eu nu știu să fac niciun din negheștile astea. Trebuie să vă știți. Știți asta, nu? Dar știm, domnul dirigent. Fiindcă mi-aș cu genul meu, mi-a fost dirigent. Făceam echipa 2 la o clasă și mai aveam încă 2.
cu 2 ani mai urmă. Făceam cu toți 4. Dar eu aveam grijă să caut subiectele cele mai tare. Nu știam să fac, asta e sigur. Și ei știau asta. Și când îi spuneam, asta material, dați drumul la lucru. Și la un moment dat, când se înformăleau ăștia micii, aveam grupul Petronela, te salut Petronela, și cu Adrian, ăștia erau cei mai mici, piticii îi spuneam, iar ăștia alții, fiica mea și cu Gina mea, erau cu 2 ani mai mari. Și când se împotmoleau ăștia mici, spuneam, stop, ăștia mari, opriți-vă o leacă, dușeți-vă și vedeți, scoateți-i din încurcătură. Uitați-vă și voi dacă vine vreo idee. De mai multe ori scotea, mai multe experiențe, scotea din încurcătură. Când nu puteau ei, trebuia să mă ocup eu și mi-era tare momentul cel mai greu pentru mine. Dar când nu puteau ei, și mai greu pentru mine, că acolo nu mai aveam la ce să mă apelez. Însă, ei știau un lucru. Că dacă nu dăm răspunsul direct acolo, peste 2 zile, peste 1 zi, peste 3, peste 7, peste 9, habar n-am când, ideea vine și trebuie să... Ne ocupam de problemă, toată lumea, toți 4, toți 2 sau știu, cei 2 sau știu eu. În final, așa stai comunicat, era o chestie de sinceritate. Și mai am mai făcut un lucru, dragilor, toți elevii mei știu. N-am corectat niciodată un exemplar să voteze. Știu că îi lăsați pe ei să corecteze. Ia, uite așa. Știu, ne-am da? Văzut, da. Da? Asta-i. Deci pe ei e... Corect. Da. Cel mai bun, așa. Băi, dar eram prieteni. Când el își punea 2 sau 3. Da. Ce să zici de mine că nu sunt corect? Îți spune, da. Nu aveam nicio treabă. Tot îi spunea nota, parcă așa la vedere. Da. Soția mă întreba de multe ori. Cum totuși ții în frâu, dacă te păcălesc, dacă nu știu. Nu. Unde vedeam eu că e o problemă, îi spuneam, uite ce chestie, tu trebuie să vii și să susții în fața clasei, după punctaj, puneam tetarul punctajul, să susține lucrarea. Dacă ai umflat cu 2 puncte, tu îți scazi la 2 puncte, scazi de un punct de la ce era natural. Deci dacă lucrarea era de 5 și tu ai pus 7,